Asta, așteptați un pic, o secundă, că avem o mică problemă și nu prea știu cum să procedez aici. Marote, tu ce zici? Băgăm sau nu? Băieți, voi ce credeți? Hai măi, că-i ținem pe oamenii ăștia, poate au treabă, poate vor să se distreze. Da, mă scuzați, dragii mei, mii de scuze, aveam aici o glumă foarte, foarte bună, o glumă genială, aș putea spune, doar că ne-e cam teamă să o difuzăm. Ne-e teamă să nu ne trezim cu vreo amendă sau cu vreo condamnare, ceva. A, și până la urmă ce tot atâta, hai, hai cu gluma aia. O, tara! Oto! Mă? Nu vi se pare? Văd că nu prea râdeți. Vă e teamă. Vă înțeleg. Nicio problemă. Da, am văzut și eu această știre teribilă. Cei care fac glume despre biserică ar putea fi pedepsiți cu închisoarea. Riscă până la 2 ani de închisoare. Este o inițiativă care face valuri în acest moment într-o țară NATO, Polonia. Arhiepiscopul Tomisului, înalt preasfinția sa Teodosie, este în direct cu noi și dezbatem această propunere. Sigur că trebuie cumva, cândva, reglementate aceste lucruri. De ce să fie instituția bisericii atât de blamată? Ok, ați înțeles ideea. Înalt preasfințitul Teodosie apreciază această idee venită din Polonia de la ministrul justiției de acolo. Închisoare pentru glumele cu biserica. Sigur, nu mă miră deloc, dar absolut deloc faptul că Teodosie ar vrea să vadă niște oameni pedepsiți pentru glume. Practic pentru opinii. Adică, nu poți să fii pedepsit pentru că încalci niște legi, niște ordonanțe ale guvernului, pentru faptul că nu respecti nicio regulă în pandemie, că ești un fel de șoșoacă cu barbă, nu. Dar trebuie să fie unii pedepsiți pentru o glumă despre biserică. Ce mă miră e că Teodosie este de acord cu ideea unor catolici. Polonezii sunt în majoritate catolici, peste 90%. Oare n-o fi păcat să fii de acord cu niște catolici? Hă? Nu e păcat să apreciezi ideile catolicilor? Că așa reținusem, așa am învățat de la un părinte care le știe pe toate. Locuiesc de mulți ani în Anglia și în zona unde sunt eu nu este biserică ortodoxă. Am mers la catolici și merg de mulți ani. E păcat? Mare păcat, mare păcat, mare păcat. Ce om, Doamne, ce om. Deci, mare grijă. Faceți glume acum. Acum cât se mai poate, că nu se știe ce inițiative legislative o să apară și pe la noi. Glumă cu Teodosie? Pușcărie scrie pe tine. Poate și un pic de bătaie, mai știi? Să facă 40, 50, 100 de mătănii și să vedeți cum se potolesc. Așa, așa, și mătănii. Multe, multe mătănii, fără număr. Te închini cu 10 mâini când auzi ce se mai întâmplă pe lumea asta, iar unii de la noi aplaudă, nu cu 10, cu 20 de mâini. Luna trecută, o doamnă din Polonia a fost amendată cu 420 de euro pentru că a aruncat cu ouă în poarta unei biserici. S-a întâmplat în timpul unui protest față de interzicerea avortului. Ah, e în regulă să nu ne agităm, așa ceva nu e posibil pe la noi. Păi la cât s-au făcut ouăle, la cât s-a scumpit mâncarea, nu-ți vine sar. Nu, mai bine bagi o glumă, te răcorești, deci e treaba ta. Mai o glumă, mai o snavă.